Dar noi, în schimb, cel mai bine merge search engine marketing. Deci la noi, practic, am avut, avem doi afiliați, care practic un tip a făcut la PowerCamp, în general, cu 5 comisioane, numai că a pus o reclamă pe network, iar tipul Cristian, da? Nouă. Da? Vezi? Așa. Da. Super să fac E ca la cum s-a făcut așa. Și avem, de exemplu, tipul Cristian Ignat, care va fi al treilea la webinar, a început să folosească nu doar search engine marketing, el face pe chestii de genul ăsta că bugete de 100.000 de euro în Anglia și i-am zis să o ajute pe tipa de la bijuterie, să-i facă un pic de SEO, nu știu ce, și a făcut un price de 4.000 de euro la care tipa să speriază un discount. Și el a reușit să facă, de exemplu, prima a doua, prima nu a făcut 2 milioane, a doua nu a făcut 5, la treia a făcut 10 și acum are 17 în așteptare și cu 8 aprobate sau ceva de genul ăsta. Deci numai din search engine marketing, mă gândesc cu un volum acceptabil, a reușit să facă foarte, foarte ok. Asta m-am auzit-o la o conferință în state, când am fost în New York, și acolo este problema exact opusă. Magazinele vin la afiliați de acolo și le zice mai, da, 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 afiliere, ok, ok, da, noi vrem și branding, noi vrem și ale, știi tu, cum așa. Și problema e că ei, companiile zic, ok, sigur, vă adăugăm un sistem la care afiliații vin, le iau, practic, le iau toate monedele, le iau un utilizator calificat care le convertez, cumpără, fac orice, ei generează comisiune, e ok, dar nu le pun, în niciun moment, nu le pun numele companiilor acolo. Întotdeauna, ceea ce fac ei, ei reușesc să transmită, cum să zic, utilizator care nu vor să vadă trend sau care nu-i trafic, care nu, prin zona aia, ci care pot să cumpără. Care caută pe Google, de exemplu, carne vie, asta nu-i fost până peste, whatever. Poșete. Ajung la cineva, la a doua chestie, la poșete, care un review de poșete și, practic, pe site-ul ăla e un, un site requisit, se arată cu toate genurile, toate chestii care sunt personalizate. Și atunci va cumpăra. Când mergi pe blogul lui Zoso, m-am uitat, el are o reclamă acum cu camere de supraveghere. Nu te duci la ea pentru că e cel mai bun în camere de supraveghere, că acolo e părerea lui contează. Deci ca să citești, ca să te bucuri de el, ca să vezi ce se mai întâmplă. Faptul că vezi că am avut despre whatever. De când dacă te duci pe refresh, atunci știi că el e cel mai bun eveniment, el știe online. Dacă el recomandă ceva, atunci chiar poate să-l facă conversă. And that's ok. Din datele noastre, bannerele convertesc foarte prost și noi nu le recomandăm deloc. Dacă putem să recomandăm orice, folosiți produsele, folosiți API-ul, folosiți feed-urile, avem o grămadă de sisteme prin care puteți să exportați datele, să le importați în sistemul vostru, să faceți site-ul. Vom face diferite chestii tehnice mult mai mișto. Trebuie să folosiți link-uri, dar trebuie să folosiți și link-uri. Avem și bannere pentru că toți afiliații de chestia asta, dar din datele noastre nu ne prea interesează și nu pregătesc chiar așa de ok. Altă prima chestie e că noi chiar ne pasă foarte mult de afiliați și ne pasă foarte mult să povestim și păstrăm o relație foarte activă cu toți dintre ei. Vreau să vă zic că dacă ne folosim, mulțumesc, dacă nu, puteți să vă uitați, puteți să vă oportunități 96 din site-urile care vă face bani prin mine, prin publisher, prin orice, pentru că n-au fost făcute. Puteți vedea în afară. Și dacă aveți o pasiune, dacă este ceva care voi iubiți, Apple Pie sau whatever, puteți să faceți din chestia asta afaceri, puteți să faceți bani, pentru că, așa cum puteți voi, mai există încă cel puțin 1 milion de persoane care caută un anumit nivel de informație, care sunt pasionate exact de ceea ce este, care sunteți și voi și puteți face bani în timp ce faceți ceva care